Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare. Nu e la alegere, este despre un anumit personaj din viața voastră, probabil cel la care vă gândiți, sau un personaj, ar trebui să-l recunoașteți. Ideea este că, nu știu, am simțit așa o tristețe fără motiv și asta m-a adus în fața setului de cărți. Acesta a vrut să rămână pentru că la un moment dat, la capătul setului de cărți, era un rege de spade și avea în spate niște regrete, niște lacrimi. Și asta m-a îndemnat să văd ce se întâmplă cu acest personaj, rațional, logic, mai sobru, mai puțin emoțional de fel, dar cu o stare de depresie, apropo de starea de disconfort pe care am simțit-o astăzi. Și a zis, nu, înseamnă că este vorba de acest personaj, hai să vedem ce se întâmplă. În timp ce am amestecat, a vrut să se arate steaua, apoi 10 de cupe. Acest personaj se roagă pentru un moment de fericire, pentru încearcă să spere că va avea parte de fericire, va avea parte de o relație frumoasă, începe să vadă lucrurile altfel, deși în acest moment ascunde o mare suferință. Nu, vedeți cărțile? Ascunde o mare suferință. Luna și trei de spade. Suferința este că între el și femeia sa divină împărăteasa, lucrurile s-au încheiat. S-a stabilit un final, moartea. Dar finalul acesta, evident, că aduce și o posibilitate de renaștere. Acest personaj se gândește acum la patru de spade, la dezamăgirile pe care le-a provocat, pe care le-a simțit, pe care le-a simțit și în alte situații, nu doar în aceasta, în care o relație cu o femeie divină, cu, da, împărăteasa asta este, cu o femeie specială, această relație s-a încheiat. Rămâne de văzut cum își va vindeca această suferință, ce va înțelege la patru de spade, ce va înțelege. Ce va înțelege? Dacă începe să se roage și să manifeste credința, este bine. Adică, până la urmă, experiența este spre transformarea sa spirituală și emoțională. Interesant că la capătul setului de cărți vedeți și voi regele de monede și diavolul. Așa. Acest personaj probabil a fost prea materialist. Ia uite, dorința de control, gelozie, poate că a avut în preajmă o soție geloasă, toxică, care a încercat să-l controleze, posibil și asta, dar este foarte posibil să fie chiar el acest personaj. Și aceasta a provocat separarea de cel de cea care... Mai, concentrează-te aici, focusează-te, dragă. Focusează-te. Probabil că nu se poate concentra, da? Așa. Separarea de un alt personaj care probabil că voi care învățați să fiți altfel, independente, să nu mai depindeți de ideile altora, să nu mai vă lăsați afectate, chiar dacă sunteți și voi dezamăgite, vreți să creșteți spiritual, vreți să vă vindecați, vreți să manifestați spiritualitate, da? Și probabil că acest lucru a deranjat pe acest personaj. Interesant, lupte interioare, da? Acesta a fost așa un mesaj în plus. O să vedem etalarea. Ați văzut cum cărțile au tendința să pice pe jos. E un moment turn, un moment în care personajul se simte oarecum zdruncinat din stabilitatea sa materială. Să vedem. Un mesaj. Situație, ceva vedem. În legătură cu acest personaj, cu acest. Mesaj. Mesaj. Detalii, să zic, un detaliu. Are tendința să țină în el, în ea, deși cred că este bărbat, niște stări. Preferă să nu vorbească despre suferință, dar uneori e bine să vorbești, nu prea multe. Da, interesant. Hai să le lăsăm. Magicianul 2 de
Băte, doriu și 10 de monede. Acest personaj trebuie să aleagă. Interesant, e îndrăgostit. E îndrăgostit, posibil că a fost și într-un triunghi amoros sau nu a spus aceste emoții foarte frumoase pe care le-a simțit față de un personaj. Marea Preoteasă reprezintă, printre multe altele și secrete, dar susținute și de patru de spade și de remitul. Patru de spade, l-am spus mai devreme. Marea Preoteasă sau Împărăteasa respectivă, un personaj feminin de o anumită factură cu care nu era obișnuit, da? Dar s-a îndrăgostit acest personaj și trebuie să aleagă. Și îndrăgostiții și doi de bâte reprezintă un moment special foarte important în viața sa în care trebuie să aleagă între a manifesta o nouă cale, o nouă poveste de dragoste eventual, sau a sta în această familie sau în această căsătorie, ca să fac diferența între familia din care v-ați... Măi, se vede? Da? Din care veniți și cea pe care vă faceți, da? În care suferă, în care se simte ca un pom uscat. Răsfoiește amintiri după amintiri, dar nu găsește ceva, nimic inspirant. Nimic inspirant. Și aici trebuie să aleagă. Toate amintirile atârnă în mintea sa ca niște frunze uscate într-un pom secat. Se cade viață. Așa văd, așa citesc. Și trebuie să aleagă. Ce face? Trece prin acest portal, manifestă ceva nou. Pentru asta trebuie să-și ia lumină, trebuie să-și ia credința de sus. Ia uite, patru de spade, iar patru de spade despre care, uitați, și aici, patru de spade. Vedeți? Ia uite. Patru de spade, am văzut mai devreme. Eremitul, care de fapt patru de spade, asta înseamnă pentru mine și nu doar pentru mine, varianta mică a eremitului, cel care trebuie să analizeze, să se roage, să-și găsească credința. Să vedem, până la urmă, situația acestui personaj. Evident că și voi trebuie să alegeți. În relație cu acest personaj, ce faceți? Manifestați altceva sau stați și așteptați pe ei să vă aleagă? Când voi știți că aveți o stea, când voi știți că aveți o valoare, împărăteasa, Marea Preoteasă, când voi știți că ați lucrat la creșterea voastră spirituală, ia uite, luna și diavolul. Această tendință de a ține secret viața sa și stările sale interioare deja devine toxic, pentru că nu-și dă posibilitatea să se vindece. Există și un zero, se dorește într-adevăr o nouă direcție, zero și unu, da? Se dorește să... E chiar aproape obsedat de această nouă direcție. Pentru că îi atrageți, dar ei văd această atracție ca o tentație, nu ca o inspirație. V-au refuzat. Am văzut patru de cupe. V-au refuzat din cauza că aveau o anumită familie, o anumită poziție financiară sau poate erau căsătoriți cu regele de monede și împăratul, foarte posibil. V-au refuzat. Astea sunt secretele lui. E o energie masculină. Acum, hai să vedem. Să primim mai multe informații odată, de două ori și de trei ori și tai și vedem ce se așează. Ia uite, moartea. Ați încheiat situația. Voi ați stabilit, gata, ați pus punct. Urmează să se transforme și să renască, eventual. Dar într-o altă formă, nu așa. Suntem în 2022. Magicianul a doua oară. Interesant, da? Patru de cupe. 10 de monede. Iar a doua oară 10 de monede. 7 de bâte. În continuare, hai să clarificăm. 0 și 1, nebunul. Și am amestecat. Soarele, steaua și regele de monede. La capătul setului de cărți, acest personaj tace, se simte blocat în gânduri, oarecum chiar obsedat.
Cum să iasă dintr-un cerc vicios? Ar vrea să investească, dar încă stă și tace și studiază. Vă urmărește eventual. Vă urmărește. Avem semnul gemenilor, soarele, soarele poate să fie orice zodie, nu neapărat zodia leului, vă zic, și luna la fel, pentru că sunt luminatori foarte importanți. Dar avem leu, să zicem, vărsător, pești, rac, scorpion, avem toate zodiile, berbec, leu. Rămâne de văzut dacă și e săgetător, dar semn de pământ, taur, capricorn, am văzut, și fecioară, sunt toate zodiile în principiu, pentru toată lumea. Dită-te! Și acest personaj, în tăcerea sa și în defensivitatea sa, pentru că încă n-a ieșit din această construcție financiară tradițională, aș spune, repet, familie, job sau căsătorie, ca să facem diferența între familie și căsătoria cuplu pe care l-au creat ei. De comun acord, prin contract. Da? Poate să fie și o relație de lungă durată în care au investit cei doi să facă bani, să-și cumpere apartamente, să le închirieze, glumeze, dar poate o fi pentru cineva, da? Să aibă, eu știu, bani de trimis copiii la cele mai înalte universități. Glumă, dar știți voi că acestea sunt niște semnale despre anumite persoane. Însă, în secret, în această tăcere și în această confuzie față de voi, voi simțiți confuzia, ei știu că trebuie să aleagă. Ei nu simt atât confuzie cât frică. Frică de un nou început, frica să o ia de la zero, deși sunt conștienți că au refuzat în sus însăși fericirea lor, soarele. Da. Voi sunteți ca soarele pentru ei. Le-ați adus numai momente frumoase și totuși au refuzat acest lucru. Și asta este și trezirea de care au parte. Am văzut și turnul, acum apare și soarele, separarea dintre voi, finalul pe care l-ați stabilit, gata. Nu mai avem nimic de rezolvat împreună. Finalul acela îi trezește. Îi trezește și eventual îi fac să înțeleagă diferența între a investi financiar doar în stabilitatea fizică. Iar nu se vede, mai. Iar, apropo de lună, de confuzii, de secrete, nu se vrea să se vadă bine, nu se vrea să se înțeleagă. Pentru că cine înțelege, are putere. Și atunci, mai bine să nu se spună, mai bine să nu știți, ca să nu puteți să aveți posibilitatea să-i controlați, evident. Dar acest personaj, am zis, defensiv din cauză că are un job, o familie, o căsătorie, dar acum înțelege că, de fapt, a investit doar într-o direcție pur materială și, totuși, altcineva le arată altă cale. Bănuiesc că voi, da? Ei trebuie să vindece. Trebuie să vindece acest fel de a gândi. Trebuie să învețe să-și deschidă sufletul. Evident, cu măsură și față de cine merită. Dar acestea sunt întrebările. După cum vedeți, dacă ar fi să separăm în 2, 2 și 2, aici este. Da? În primul și în primul rând trebuie să vindece niște răni familiare, o karmă familiară, o tendință de a se închide, de a nu-și deschide sufletul și de a se închide în spatele ușilor, a construcțiilor financiare, a joburilor, a pozițiilor. Da? Și voi ați adus lumină, măi, ce îndrăzneală! Dacă ați avut și planete în casa 8-a lor, ați adus într-un fel sau altul lumină sau în alte sau alte aspecte, da? Nu neapărat casa 8-a, dar posibil. Ia uite cum tot timpul e. Acum încerc să fixez imaginea. Fixează-te așa. Așa. Și aici ideea. Aici este și ideea.
trebuie să vindece. Posibil să fie și distanță între voi, dar nu e vorba atât de distanță. Nu e vorba atât de distanță, este vorba că ei au și-au trădat, cu alte cuvinte, și-au trădat sufletul, și-au trădat flacăra interioară. Pentru că au refuzat această fericire. Da, și își doresc să o ia de la zero, își doresc să manifeste. Comunicare, magician înseamnă comunicare, înseamnă și călătorie. Dacă e oarecare distanță între voi, înseamnă și scris, poate să fie și un mesaj scris, prin care să încerce să manifeste eventual o împăcare, rămâne de văzut. Hai să și clarificăm, să mai clarificăm, da? Mai clarificăm. Ce vrea să facă acest magician? Ce vrea să manifeste? Ia uite, valetul de bute. Da, vrea să comunice, să vă spună cât de atrași sunt de voi, dar nu cred că asta așteptați. Nu cred că asta așteptați. Interesant că este, iar, într-o perioadă în care se luptă cu conflictele interioare, poate are și persoane acasă, cu care se luptă acasă sau la job, are invidioși, dar în primul și în primul rând este gelozia lor. Gelozia lor. Cum ați putut pleca și cum să lase totuși soarele acestea să plece într-o altă direcție, da? În partea cealaltă a globului, eventual, și ei să nu se fi bucurat de soare. Este problema lor, că nu s-au bucurat de soare când a fost soare. Da? Au stat în casă. Au stat în casă. Ieri a fost la plimbare, apropo. Ieri a fost frumos și alaltă ieri. Am ieșit pe jos afară să mă bucur de soare. Da, asta e când e soare, ieși afară. Când nu, stai în casă. De ei au stat în casă și când era soare. Deci acum stau pe gânduri, se gândesc să vină, să vină, sau să continue jocurile mentale pe care le-au făcut, sau să se lupte cu gândurile lor. Eventual cu alte persoane, la fel de negative ca și ei. Ar vrea să vină spre stea, pentru că ei știu că ar putea să facă o altă familie cu voi. Ar putea să aibă parte de abundență. Pentru că voi sunteți fericirea lor. Dar preferă să stea cu sufletul închis și să stea pe tronul lor, pe ce au reușit ei să acumuleze până acum. Deocamdată, vedem, deocamdată se gândesc ei să dea un mesaj. Așa gândesc ei. Hai mă dăm încă o carte pentru magicieni. Dar despre treaba asta cu mesajul și comunicarea, tot am primit, să zic, avertizări, nu știu la câte dintre voi s-a manifestat. Eu, extraordinar, 5 de spade. 5 de spade. Mare grijă. Atât timp cât acest personaj nu este echilibrat, nu e vindecat, asta pentru că voi ați ales să mergeți înspre vindecare. Voi ați lăsat în urmă dezamăgirea. Ori vrea și să lase dezamăgirea soția, să zic, regele și regina de monede. Da? Pentru că acolo este o rană, este o neînțelegere, este suferință acasă. Vedeți și voi, da? Iar nu se vede clar. Este suferință acasă. Și dacă nu este soție, este mama unui copil sau este o relație de lungă durată, dar în care au suferit, sufere și vor să vină înspre voi, să fie romantici, să echilibreze situația. Dar interesant este că iar apare 5 de spade. Ar putea să fie gelozia altei persoane și își doresc să exprim acest lucru, veți trăi și veți vedea. Repet, tot am văzut dorința de a exprima, de a veni, dar eu știu încă timp se manifestă. Clarificăm zero, nebunul. Ia, 7 de spade. Vor să fugă de acolo de unde sunt înspre voi, vor să fugă eventual de acasă, dar nu așa se rezolvă. Le e dor, sunt atrași de voi, le e dor, suferă, vă așteaptă sau încearcă să-și facă planuri de drum, eventual vor să se întâlnească cu voi pentru că se simt ca acasă,
Da? Și eu mă simt acum foarte bine că am pus ceva la cuptor și miroase bine și e cald. Da, se simt ca acasă în preajma voastră, apropo de lună, de casa patra. Dar trebuie să țin ascuns ori de relația în care sunt, din care vor să fugă. Dar nu e normal, interesant că fug cu 5 de spade și 5 de spade apare în manifestare. Ei încă nu sunt corecți cu ei și cu cei din jur. Chiar dacă vă doresc, chiar dacă se simt fericiți, chiar dacă vor să... Ia, 4 de cupe. Asta ce este? Regele de spade. Și 4. Da, încă țin la control. 4 de bâte sau cineva îi controlează. Dar și nu prea controlează nimeni pe regele de spade. Hai, pardon. Nimeni nu poate să controleze. Nu, nici măcar un rege de bâte, nici măcar un împărat. Regele de spade e pericol. În momentul în care... Nu, e foarte dur când vrea. Ideea este că nu vrea să arate nicio emoție în preajma altor persoane ca să nu poată fi controlat. Dar mai are de lucru cu el. Ar vrea să vină, să iasă din tăcere, pentru că o tăcere clară a fost între voi, dar acest împărat încă nu e treaz, nu și-a atins nici măcar o parte din potențialul său divin, pentru că vine într-o energie închisă. Încă ține la bani, încă creează strategii, încă e gelos și vrea să vină că nu suportă să fiți cu altcineva sau da, de ce să fiți voi liberi și nu-mi place. 4 de bâte, nu de bâte, de cupe. Da, suferă, regretă, e dor de voi, îi e dor de voi. Ideea este că acasă e și mai nasol, știi, pentru ei. Acolo unde sunt ei și mai trist, și mai depresivă atmosfera. 4 de spade. Trebuie să se vindece. Interesant. Regina de monede, da? Și-ar dori să fiți voi soția lor. Interesant. Un nou capitol. Ia uite. La ce meditează dânsii? Haide, că asta 4 de spade înseamnă meditație. În momentele lor de nostalgie stau și se gândesc, contemplă. Ce frumos ar fi un nou capitol, da? Dar 10 de spade, să încheie această suferință și să încep un nou capitol cu soarele meu, da? A lor, da? Și să am o nouă pasiune, o nouă relație, o nouă victorie și încet, încet să schimb energia din acest nou și să am un copil, eventual să o transform pe doamna mea în soția mea. Dar, atât timp cât vii într-un mod strategic și exprim mai degrabă pasiune și gelozie, e cam nervos. E cam nervos. Clarificăm soarele. Deci asta e trezirea lui. Își dă seama ce singur e, se simte abandonat. Și vrea să schimbe energia. A mers prea, poate prea încet. A mers prea încet. Chiar dacă are pe cineva în preajmă și ar dori să fiți voi în preajma lor, cu voi să construiască, aici este visul, rugăciunea lor, cu voi să construiască abundența, stabilitatea asta materială, la care încă nu pot să renunțe și probabil că nu o să renunțe total niciodată. Dar măcar te s-ar mai schimba pe aici, pe colea. Colea. Da, aici este 5 de monede. Trezirea. A plecat soarele din casa lor, din sufletul lor. Se simt abandonați. Voi le aduceați soare în suflet. E 5 e casa... Nu vorbesc de zodia leului, eu vorbesc de casa. A cincea. De fapt... Da. Casa 5 este reprezentată de zodia leului, să zicem, și zodia leului reprezintă inima. Aici vreau să ajung. Dar acest personaj simte că nu mai... Ah, ain't no sunshine? Nu, cum era? When she's gone.
O să caut melodia. Nu pot să o cânt, pentru că o să o cânt fals, pentru că nu mi-am încălzit vocea, dar știți cum e. Nu mai e soare de când a plecat. De aici ce bine miroase a mâncărică, bună, bună. Asta e. A vrut să stea în altă parte, să stea în altă parte. Dar... Mai dăm o carte pe acești 5 minute de... Sigur vrea să vină, sigur vrea să vină, da? Dar vedeți voi, oh, până își pune benzină în mașină, până își verifică roțile, ia uite, vrea să se înceapă ceva nou, vrea să exprime, vrea să... Dar mai durează până își reglează direcțiile, oh, până își pune centura de siguranță, până pornește motorul. Nu că ar fi vreo persoană în chat, regele de spade, cum am văzut eu, este și o persoană foarte iute, da? Și aici iar sunt niște cărți care arată și iuțeală, și de minte, dar și de acțiune. Însă, când e vorba de dragoste, de... Cum să spun? Să zic că... E vorba de a vâna fericirea, bucuria. Probabil că sunt mai temători. Pentru că nu și-au făcut planul. Ia, și 4 de spade, 5 și 6. Planuri, planuri peste planuri. 5 de monede. De monede. Eu. Se simte abandonat, ține la voi, dar ține și la bani. Dar ideea este că îi consumă, interesant, îi consumă foarte mult contractul în care sunt. Îi consumă foarte mult contractul în care sunt. Karma, karma îi apasă. Pentru că voi ați fost în afara cercului lor de cunoștințe. Interesant. Le-ați atras atenția pentru că ați fost în afara cercului lor. Ați venit din alte cercuri în care se practică iubirea, frumusețea înaltă, valorile, da. Și apasă karma, apasă contractele. Cum să facă? Cum să facă? De-aia trebuie să aleagă. Pe de-o parte, vor să aibă și banii, banii din relația în care sunt, dar nu le place nici că sunt abandonați. Ceva s-a întâmplat între voi, clar, da. Se simt apăsați. Țin și la voi, dar țin și la banii pe care i-au făcut cu, eu știu, familia, cu partenerii pe care i-au. Clarificăm steaua. La ce se roagă, ce speră? Iată. 10 de cupe. E o mare diferență, 10 de monede față de 10 de cupe, da. Speră și ei. Că își dau seama ce singuri sunt, că au ținut mai mult la bani decât la fericirea lor. Cum a fac diferența? Interesant? Ia uite, iar, justiția. Mare diferență între personajul cu care au contractul semnat, iar nu se vede, vedeți cum nu vrea să se vadă clar, și femeia divină sau partenerul, poate să fie și bărbat, dar part bărbat în energia sa feminină, da? Un bărbat educat, stilat, deschis să ofere dragostea, nu control. Eventual visează să fie căsătoriți cu voi, dar între un bărbat divin și o femeie divină, nu contractul semnat este important, ci misiunea spirituală, da? Puteți să fiți fericiți altfel. Și am zis, flăcările gemene nu stau în căsătorii tradiționale. Stau împreună, sunt loiali când depășesc blocajele, dar nu rămân în acea karmă, pentru că ei știu ce e aia karmă. Dar în fine, pentru cine știe, cine are de urechi de auzit. Clarificăm 7 de bâte. Vor să se detașeze de această tendință
defensivă, cu alte cuvinte, să renunțe la blocajele pe care le-au manifestat. Blocaje față de sufletul lor și față de voie, bine să zicem. Șase de spade înseamnă detașare emoțională de situațiile neplăcute, de confuzii, de doliul acesta pe care îl simte acasă. Poate au pierdut pe cineva, poate, dar nu obligatoriu. Poate și-au pierdut lumina, și-au pierdut sufletul în aceste obsesii, să zic, materiale financiare, contracte. Da, ia uite, îi apasă. Îi apasă situația în care sunt. Știu că v-au provocat o suferință, dar și-au provocat și ei și vor să vină înspre, ia uite, înspre soare, pentru că șase de spade vine înspre soare, da? Întotdeauna merge, pleacă la lună plină. Probabil că la lună plină, dacă se detașează, da? Vor să vină înspre voi. Interesant. 4, 5, 6. Numai foarte multe spade. Foarte multe gânduri. Și magicianul care, culmea, este și îndrăgostiții. Mai mult sau mai puțin, dar magicianul, sigur, na, reprezintă Mercur. Felul în care... Da, sunt două tipuri de a simți. De a gândi, pardon. De a gândi intuitiv... Și de a gândi rațional. În fine, dar acest personaj preferă să gândească rațional. Da, vrea să vină spre voi. Dar dacă vine cu 7 și cu 5, aveți grijă. Aveți grijă. Un final, hai să vedem un final. Că deja mă enervează. Nu vă supărați, dar mă enervează acest personaj. Mă supără. Și nu vreau să-mi strig digestia, că mi lasă bine și cred că mâncărica mai un pic și gata. În fine, m-am mai liniștit, să zic, acum făcând detalarea, cred că era starea acestui personaj, nu dau seama, cu 4 și 5 de cupe, dacă acea senzație de depresie de acolo venea, interesant, se va comunica ceva. Dacă se eliberează de karmă, de relațiile karmice, ar fi fain. Ar fi fain. Se manifestă un început. Prin comunicare va veni, va comunica ceva. În primul și în primul rând, va scoate din tac niște gânduri, va exprima tot ce am spus eu și poate și mai mult, evident. La capătul setului de cărți, regele de bâte, multă pasiune și multe emoții. Oh, dar câtă pasiune, da. Atracție maximă, atracție fatală. Stai că era, parcă era o melodie, nu o melodie, era un film, nu? Un film cu cine era? Atracție fatală. Eu nu cred că am văzut filmul ăsta, dar știu că a făcut publicitate. Mai, atracție fatală. Nu era cu Demi Moore, era cu... Să fie cu Demi? Nu. Atracție fatală. Aduceți-mi aminte că eu sigur n-am văzut filmul, dar știu că s-a vorbit. Nu mă uit la genul ăsta de film, eu mă uit la filme istorice. Dar am auzit de filmul ăsta, atracție fatală. Ce mai vreau să vă spun acest personaj? Dar vă rugăm frumos, mesaje sincere, nu șmecherele, dar de 5 și 7 de spate, da? Vedeți cărțile? Un mesaj sau două de la acest personaj. Mesaj. Iată că tu nu vrea să vorbească. Băi, nu mai fi mut. Așa că nu e bine, nu rezolvi nimica. Nimeni nu-și dorește mulți în preajmă, pe bune. Zici și tu măcar o poezie, un cântece. Mesaj. Urăciosule, hai zi un mesaj. Te rugăm frumos. Te rugăm frumos, deschideți sufletul în fața noastră, că așteptăm mesaje de la tine. Hai, ok. You make me happy, ce am zis eu, da? A, poate și cântecul acela, happy. You are my dream. Uite, interesant, da? Dream come true. Steaua și visul, da? Și 10 de cupe. I am shocked at your... Da? Sunt șocat că existi în viața mea, că te-am întâlnit. Hai că e suficient. E bine și așa. Mai puțin, dar frumos, da? Cam atât, dragii mei. Eu zic că o să fie, nu se știe când, o să fie un mesaj. O să fie un mesaj. O să fie prea, prea, prea atras și prea conștient de ce a pierdut, da?
Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau, ceau!